Are nevoie țărișoara de orașe noi? Trebuie o schimbare la față în România? Na, nu știu dacă de orașe noi, dar de oameni noi are. Are nevoie? Da, de oameni noi are nevoie, da. Deși să știi că din afară lumea voastră arhitecților pare mai mult decât plină, da? Sunteți mulți, sunteți... Orgolioși? Foarte... Bine, asta e clar, că e una din meseriile în care vanitatea face parte din ecuație. Din CV. Ego-ul trebuie respectat. Dar pare că școlile de arhitectură din România au tot scos valuri de... Arhitectura a fost una din meseriile foarte tentante, care au magnetizat. De o meserie care s-a transformat în profesie mai târziu. Exact. Da, a fost. Și, într-adevăr, în ultimii ani, din ce în ce mai mulți arhitecți, inclusiv școala de la Iași, nu-i așa, s-a mărit extraordinar de mult. Adică, dacă noi eram, nu știu, eram 30 de studenți, acum cred că sunt 300 pe an, dacă nu mai bine. Ceea ce e bine, cumva, adică... Lumea capătă o dinamică destul de mare și cred că, nu știu, e important să avem. Eu cred că e important să avem oamenii ăștia noi care vin, mulți poate practică sau nu practică arhitectura, dar cred că e important să avem, nu știu, în administrație. Și când Danemarca, dacă nu mă înșel, 80% dintre angajații unei primării sunt arhitecți. Și ceea ce aproape în toate țările nordice există respectul pentru această profesie și pentru ce presupune imaginea generală a habitaclului până la urmă național, profesia de arhitectură. Nu se ia nicio decizie fără să fie întrebat un arhitect, nu se face nicio modificare de plan urbanistic. În principiu, aici ar trebui să se întâmple la fel, dar întrebarea este ce fel de oameni ajung să lucreze în administrație. Păi, nu știu, n-aș putea să răspund eu la... Tu, de exemplu, dacă ai fi provocat și te-ar chema cineva, te duce? Eu cred că pentru foarte multă lume e un sacrificiu să intri în... Păi da, e un sacrificiu, ar fi un sacrificiu foarte mare și acum cel puțin n-aș fi dispus să-l fac, pentru că, nu știu, nu am răbdarea necesară, da? M-ai întrebat, sunt total sincer, dar cred că sunt... Foarte mulți ar răspunde la fel. Da, de fapt, asta probabil, e problema. Da, probabil. Nu știu, într-adevăr, depinde de disponibilitatea fiecăruia. Nu? E frumos să te implici. Adică, și apreciez oamenii care se implică, dar trebuie să ai o anumită structură, înțelegi, pe care recunosc că o am. De asta am și ales, dacă vrei, zona asta a arhitecturii, a creativității. Am rămas aici, nu... Încerc să obțin cât se poate de puțin sau să interacționez cât se poate de puțin cu autoritățile, da? Pentru că pur și simplu am impresia că îți omoră creativitatea. Adică treci printr-un filtru din ăsta care îți aneavă în link story, știi? Și renunți. Pe de altă parte, istoria stă în felul următor sau se scrie în felul următor. Noi suntem trecători prin orașe, intrăm și ieșim din spații care presupun arhitectură și creativitate transformată în ceva durabil. Noi, cetățenii obișnuiți, care nu avem veleități de a construi ceva durabil. Și atunci, când ajungem în locuri care ne dăm seama că nu trebuie să arate în felul în care arată, că dezamăgesc, că sunt la limita chiciului, că ne gândim îngroziți că la ce bun școala de arhitectură românească, la ce bun vârfurile creative, dacă nu reușesc să schimbe din interior lucrurile, să le curețe. Da, înțeleg. Se construiește haotic, adică despre asta e vorba, în continuare. Da, așa e, dar asta zic, nu avem nevoie de orașe, noi avem nevoie de oameni noi. Da? Oameni care să înțeleagă și care să, nu știu, să empatizeze, dacă vrei, atât cu arhitecții cât și cu orașul. Și în sensul normal, în sensul bun al cuvântului. Pentru că toate clădirile sau tot ceea ce se face astfel încât să fii sigur că obții, dacă vrei, coeficienții cei mai mari și cei mai buni pentru, nu știu, pentru beneficiar. Adică să construiești un număr cât mai mare de etaje, să folosești o suprafață cât mai mare a terenului și așa mai departe. Și din păcate Iașu, așa oftez cumva, că mi-e atât de drag, simt că în ultimii ani s-a pierdut foarte mult. Din punctul meu de vedere, Iașu avea așa ușor, avea o arhitectură reconoscibilă. Era cumva
emblematic din anumit punct de vedere. Ok, s-au construit multe lucruri în anii 80, dar care au rămas, nu știu, ca un reper, da? Adică, dar tot ce se construiește acum, din punctul meu de vedere, este sub orice critică, știi? Nu e, nici nu mai vorbim de arhitectură practic. Vorbim de niște cutii pur și simplu puse la întâmplare. Care doar din rațiuni financiare arată exact, cum arată. Doar din rațiuni financiare. Nu sunt corectate de niciun fel de cap limpede care să decidă ce ar trebui să fie orașul ăsta pe termen lung. Pentru că e totuși, vorbim într-un palat așa eclectic cum e el, dar care e unicul palat care dă voie unui oraș să stea în jurul lui din România. În România nu există un alt oraș care să aibă așa ceva, care poate că impune și un soi de standard din ăsta de morală, dar noi nu îl respectăm în niciun fel. Da, ar trebui, nu știu, ar trebui poate o linie pe care să o urmeze. De exemplu, în Franța, noi am avut câteva proiecte în Franța. E foarte complicat acolo, în sudul Franței vorbesc, dar e foarte complicat să, nu știu, să propui poate o arhitectură mai specială, mai avantgardistă. Adică ai de luptat și dacă argumentezi foarte bine, din toate, cum să spun, din punct de vedere arhitectural, din punct de vedere, nu știu, a legăturii cu mediul, ai toate șansele. Dar așa ca o mică anecdotă, a fost atunci când am fost nevoit să aleg culorile pentru, să spun, un obiect de arhitectură, m-am dus așa entuziasmat la primărie și mi se... Unde, la Nisa? Nu, la Mandelieu, lângă Cannes. Și care, pentru cine nu știe, e un orășel. Exact, un orășel în sud. Cu foarte multe case urcate pe exact, promotorile alea deasupra Mediteranei. Da, și a fost interesant pentru că am convins și eram atât de fericit că am reușit să convinc primăria să facem obiectul nostru de arhitectură. Și când a venit să vorbim de culori, mi-au râs așa în față și mi-au pus, care culori? Astea trei nuanțe. Adică atât poți folosi. Atât puteam să folosesc, ceea ce mi s-a părut incredibil. Adică mi-a picat fața instant, dar în același timp mi-am dat seama, despre asta e vorba. Adică indiferent cât de mult îți dorești să faci lucruri, dar despre asta e vorba. Adică erau trei nuanțe ale aceleași culori. Cred că e bine ca lumea să știe cu cine stăm de vorbă. Cine e arhitectul plecat din Iași care n-a uitat de unde a plecat? Da, Dragoș Iepure, mulțumesc. Dragoș Iepure. Da. Dragoș, deci ai făcut o bucată din facultate aici la Iași? Am făcut o bucată din facultate aici la Iași, da. Am plecat, cred că în anul 2 sau 3, prima oară cu o bursă. Și, mă rog, după care am continuat așa, în paralel, dacă vrei, școala. Da, făceam, bineînțeles că făceam la Iași, după care, cum prindeam puțin timp liber și mă rog, pe tot parcursul verii stăteam în Germania, unde mai încercam cumva să-mi echivalez ce pierdusem în timpul anului. Am terminat, cred că în 2001, după care, mă rog, a fost interesant pentru că 2001, când am terminat, a fost destul de ciudat, dacă vrei, piața de arhitectură din Iași. Mă rog, nu că acum ar fi, s-ar fi schimbat foarte mult, dar era cumva destul de ciudată, știi? Și nu mă regăseam în niciun fel, știi? Nu-mi găseam locul, adică... Erau colegii ai mei care deja își făcuseră firme de arhitectură, unii de mobilier, de fiecare încerca să descurce cum putea să trăiască. Știi, și eu personal nu mă regăseam în niciun fel aici, știi? Adică mi se părea că am... nu știu, am făcut atâția ani de școală și era așa, în van, exact. Da. Și am zis, bă, și ce, renunț complet la arhitectură. Deci, practic, nu mai fac, pentru că nu mă simțeam și nu mă regăseam în niciun fel. Și am zis, ok, bine, și ce fac? Mă întreb către, dacă vrei așa, cea de-a doua pasiune a mea, pasiune în ghilimele, sau mă rog, nu știu cum să spun, ce făceam? Eu am zis, bă, ok, mie îmi plăcea să desenez și altceva, când nu desenam, ce făceam? Era bancul ăla, ascuțe creioane. Nu, când mă desenam, mă uitam la filme, știi? Și am zis, ok, dacă asta e cea doua mea pasiune, alții ar numi o lene. Dar eu am zis, băi, pasiunea mea. Da, acum, pentru... dacă am putea să facem din asta o profesie cu toții, am fi așa exact, niște... Da, și am hotărât să fac film. Da. Și chiar te-ai apucat? Da, chiar m-am apucat. Am plecat la München.
unde am intrat la Academia de Film și Televiziune, în departamentul scenografie. Și am rămas câțiva ani acolo și asta am făcut. Am făcut tot felul de lucruri care nu aveau nicio legătură cu arhitectura. Ce mai și mult nu se așa uită? Asta nu ești din stare? Nu, ești din... Mai, nu știu, nu cred. Adică... Abilitățile alea pe care le capeți într-un fel, că te obligă da, în școală. Da, într-adevăr, școala te obligă și e important să capeți anumite tehnici, știi? Da. E adevărat. Dar cumva nu mi-eșeam de mână, pentru că rămăsesem în departamentul ăsta de scenografie, știi? Și trebuie să recunosc că aici am învățat destul de multe chestii și pentru arhitectură. Se legau cumva, adică am învățat foarte multe despre lumină, da. Și de asta... Care e element activ în orice... Exact. De asta proiectele noastre de interior și așa sunt foarte speciale, pentru că știm să folosim foarte bine lumina. Și asta vine cumva din background-ul ăsta de scenografie. Cum arată clientul în epoca asta în care trăim? Când sursele de informații sunt atât de multe, când oamenii șlefuiesc într-un fel gustul, da? Cred că mai... Cred că s-a schimbat cumva. Întotdeauna... Beneficiarul da. Crede că știe ce vrea, dar acum poate că e și sigur pe el, știi? Că se... Da, într-adevăr, nu, e foarte, foarte... E radicalizat cumva. Da, e foarte bună situația. Întrebarea. Beneficiarii vin din ce în ce mai pregătiți. Și asta te... Nu-i simplu pentru arhitect. Nu-i simplu, dar e foarte bine cumva, pentru că asta te motivează cumva sau te forțează, dacă vrei, să fii și tu la fel de bine pregătită. Înțeleg? Să-l aduci pe drumul tău. Să-l aduci pe drumul tău și e important să înveți tot timpul și să te pui la punct tot timpul cu noile trenduri, cu noile tendințe, cu... și mă rog, dacă ai norocul, ești tu trendsetter, da? Dar, cum să spun, e foarte important să fii updated cu tot ce se întâmplă la, ca un medic. Exact, ca un medic, da. Practic, mă rog, cum și medicii și arhitecții învață toată viața. Adică, ceea ce mi se pare că e foarte, foarte bine, știi? Cum te-ai întors la arhitectură? M-am întors la arhitectură câțiva ani mai târziu. M-am întors în România și am fondat studioul Metropolis, care s-a vrut așa mai mult, dacă vreau, un binar între cele două pasiuni ale mele, filmul și arhitectura. Și interesant că pe diploma mea de absolvit în Germania scrie film arhitect. Ceea ce mi se pare, nu știu, am zis, bă, asta e cheia. Și asta, cred că se aveau cheia. Și eu formulă așa. Exact, aveau și eu formulă. Și am încercat... Germanizată, tradusă din engleză în germană. Am început, cred că am fost și colegi la un moment dat, tot nu știa asta, dar am fost colegi... Sunt un pui de arhitect și mi-am dat seama. Nu, am fost colegi în televiziunea română. Aha, eu am semnat scenografia pentru vreo 2 ani, câteva emisiuni din TVR. Și mă ocupam cu departamentul de știri, m-am ocupat în perioada, da. Și atunci am făcut câteva, după care din televiziune am trecut în publicitate, și acum mai țin legătura cu câteva case de producție în Germania și mai facem reclame pentru câteva branduri, cum ar fi McDonald's, dacă vrei, Germania, sau O2, care e o firmă foarte cunoscută. Metropolis l-a înființat de câtă vreme? În 2005, cred. 2004-2005. Mă rog, și de atunci am avut foarte multe proiecte în media și în film. Am, ce povesteam și înainte, am făcut mai multe filme, printre care un proiect foarte drag mie este un scurtmetraj pe care l-am făcut în 2011, se numește Apele Tac. Un scurtmetraj cu care am fost nominalizați la Ursul de Aur. Și filmul serios, care a câștigat după nominalizarea asta cam peste 100 de premii internaționale pentru cel mai bun film. Momentan, cred că a rămas în continuare cel mai premiat film românesc în toate timpurile. Și, sper că ne dai un link. Da, îl găsesc pe net. Mă rog, și de aici au trecut anii. Piața de arhitectură din România a început să fie și ea destul de dinamică și am zis la un moment dat, ok, ăsta e momentul să o accesez. Și asta am făcut. Am început în prima fază cu design interior. Ne-am axat foarte mult pe spații publice. Și avem niște exemple recunoscibile? Mă rog, din Iași, acum cred că noua locație care se deschide Niș, undeva la Ciric.
Și, nu știu, Trașii Nu, care e aici în Palace. Mă rog, sunt mai multe spații pe care le-am făcut în, în Iași. După care am început cu câteva concursuri internaționale. Anul 2016 a fost interesant pentru noi pentru că ne l-am dedicat complet concursurilor internaționale. Am zis, nu facem, nu mai lucrăm nimic altceva, facem doar concursuri. Și am asta avut... venea din agenția de publicitate, da? Care își făceau case-urile pentru Cannes. Exact, exact. Ați înțeles că și adevărul este că un premiu internațional certifică valoarea și, și clientul vine altfel la o exact, exact. Companie premiată, și, mai ales la arhitecție. Și bine că ai pomenit de Cannes, pentru că participarea la concursurile, au fost, la concursurile respective a fost pe Riviera Franceză. Au fost două concursuri, concursul din Cavaleri sur Mer, avea un, care trebuia să facă un port care, care deservește orașul Saint-Tropez. Și portul din Antibes. Am avut bafta să fim în ambele finaliști și sperăm în continuare ca portul din Cavaleri sur Mer să se construiască conform proiectului nostru. Ar fi o știre. Da. Puteți să vă opriți după aia. Da, putem. Ați făcut un port. Sau poate de-abia asta e rampa noastră de lansare. Nu știu, să vedem. Dar n-ați obosit? Nu, n-am obosit. Cât nu. Sunteți? Cât de mare e agenția asta de arhitectură? Suntem 6 oameni. Momentan. Doar atât? Doar atât, da. Dar suntem foarte buni așa în ceea ce facem. Și când te prezinți, ce spui? Ești Dragoș Iepure de la Metropolis? Sau ești... ai păstrat asta cu Film Arhitect? Am păstrat asta cu Film Arhitect în, uh-huh. în continuare. Nu, ne prezentăm ca Metropolis, într-adevăr, uh-huh. ca birou de arhitectură. Aici lumea mă cunoaște mai mult pe mine în Iași. În Iași, da. Da, e... Dar clar, tot ceea ce am făcut... am făcut doar datorită colegilor mei. Te strigă lumea. Uite, a venit Florin Dirigiu, care te-a adus aici. E omul de comunicare al evenimentului de arhitectură de aici, de la Romanian Creative Week, care țipă după tine, deci nu da, putem da, continua da. Foarte mult. Așa că o să-i fac doar un test foarte rapid, care o să ne zică despre el. Poate ce n-are chef, dar eu o să-l întreb. Foarte, foarte. Nu, e foarte scurt, hai să vezi. Ce alegi? Să furi sartur sau să vii la sfârșit să iei frișca de pe tort? Să fur startul, poate. Liniște sau zgomot? Liniște. Metal, lemn sau piatră? Lemn, clar, întotdeauna. Bani sau glorie? Da, bună întrebare. Bani. Acum sau mâine? Acum. Apa, aer sau foc? Foc. De ce? Sunt foc. Mod, arhitectură, film, gastronomie, muzică? Film. Ce alegi? Stofă, catifea sau mătase? Stofă. Dragoș Iepure la Romanian Creative Week, prima ediție. Nu știu dacă și ce se mai întâmplă în jur, dar e clar că încearcă să prelungești venirea la Iași și să nu rămâi așa doar cât stai la conferință. Clar, clar. Mai rămân încă cel puțin 2 zile, da.